Salut și bine te-am regăsit la un nou episod din Rust. Bună dimineața! Noi suntem cu Power. Mergem să reciclăm. Daniel a fost la baie și acum a rămas în bază. Vezi, Daniele? Dacă te piști, pierzi. Da, ce să facem? Și mergem, s-au luat câteva componente, să le reciclăm, mai facem un metal, mai facem un high quality, că baza mănâncă foarte mult high quality, undeva la 1200 pe zi, dar e ok, că ați văzut că merge bine. Am luat din episoadele trecute, raid-urile trecute, aproximativ 500 pentru voi de episoade, pentru noi o oră de jucat, în mare parte. S-a ajuns aici, s-a și reciclat. Ia zi-ne, Power, ce avem? 20.000 metal fragment, 500 high quality, 104 tech trash, 2700 scrap. 2700, hai de vină încoace puțin. Deși mie. Mai avem ceva de învățat, nu cred, nu? Cred că mai avem un pic ceva, niște chestii. Îți dau 500 scrap, te ajung? Puțin aici, hă. Ia, atâta. Bă, ar merge să cumpărăm un elicopter. Avem de unde, de aici? No, la Bandit Camp. Da, lasă că... Look at this. Din banii aia, dacă strângi de elicopter, ții elicopter. Hai de acasă. Hai de acasă. Păcănele n-avem. N-ai, că nu e combinat cu... Ba. Ai? Ai lângă. Da, stai mă, că ai lângă. 250 tu, 250 eu. Haide, de aia puțin aici. Bă, dar n-avem și noi lumină? Ia de aici. Tu la ăla, eu la ăsta. Hai să vedem. Bă, al meu avea direct în el. Cât? Bă, ai pus tu un al meu? Nu, am pus 258. Nu, e am bun. Un al meu. E bun. Ia uite-l, bă. Hai să vedem. Că vedem cine scoate mai mult din ăsta, da? Facem concurs? Facem. Deja i-a dat, mie nu mi-a dat țâmpă. Veniți cu elicopter. Cu ce să venim? Cu elicopter. Păi unde e elicopterul? Oh, dar Bandit Camp-ul jos. Mamă, dar vezi că îi dă bine lui. E aparatul, mă, sled. Mi-a dat de două ori low grade. Mi-a dat 50 scrap. Nu contează, ai 50. Oh, 75. Haide, mă, nu mă cinstește și pe mine cu nimic. Haide, tată, uite ce era să-mi fac aici nenorocire de 125 de scrap. Prietel, mă, ce face, mă, are boală pe el. Ia, băi. Aflăm noi la final. Ce mi-a dat. Ai, este secretos, este. Da. Caută-l, mă, la o distanță. Ia, băi. Stare în aer aparatul. Gata, eu nu mai am. E mă zluit. Mai ai? Mai am. Uite, măi, mai ai, mă, că tot 250 am uși. Mai am o bună. Dă-i. După cât ai jucat? Pe maxim. Na, ultima mână. Cât ai win? 3 lemne. 200 în cap. Ai 75, ești nebun. De barte. Reinvestesc. Nu mi-a dat nimic mie, mă. Oho! 75, bun. 75 și eu. Vezi că pică bine. Haide-mă, dă-mă și mie, mă. Ce tare este dacă mi-i dă, mă aruncă în aer. Dar eu nu înțeleg ce e simbolul ăla de rust. Nici eu nu știu. Că-s mai multe. Și simbolul de sulf, și tech trash-ul care nu-s pe... De fapt, nu, tech trash-ul care nu-i sus. Tech trash-ul nu-i. Tech trash-ul nu e și nici mărul. Cred că-s pur și simplu de-astea așa puse. Sau cine știe, n-am văzut. Oricum, șeptarii sau alea de rast linie. Am văzut la cineva linie de alea de rast. De șeptarii. Pe roleplay. Da. A, deci chiar a picat, n-am mințit. Nu, chiar a picat odată. Eu am crezut că au făcut ceva bug cu banii și după au zis că le-a picat de la cașcum. Nu, linia de șeptari pe ăsta de scrap. Mergem să cumpărăm elicopter? Stai așa un pic, eu sunt aici, în business. Eu sunt pus pe fapte. Am băgat,
Am băgat 200, am scos 225. Profit. Hai de acasă. Mie mâncă tot scrap-ul. De la 2700 mai avem 1700. Haide că e bun să ne cumpărăm elicopter. Haide. Dar avem de mers, decât să luăm barca și intrăm pe jos pe la W16 și ne dă, știi? Ar fi mai rapid decât să o luăm perpedes. Hai la putem să dăm, că cred că vine dimineața, luăm elicopterul, avem combustibil. Nu cred, nu? Am 250. Și dăm un scout pe lângă noi să vedem de bază. Perfect, așa. Și mergem să raidăm după. Îmi raidez abonații. Nu e prea. Păi, dar nu mai bine te duci tu dacă e și dai scout, eu să duc tech-3-ul ăsta la bază, că totuși e 104 tech-3. Oare găsim două bărci? Cred că găsim. Mi se pare că da, sunt două bărci. Mă duc eu, cumpăr de la noi, problemă, vin după. Cât e elicopterul? 750 ăla normalul. Și sau... care vrei să luăm? Păi ăla normalul, la mare, nu știu cât e, 1250 mi se pare ăla mare. Și mai e după care ăsta la altul de 2000 și ceva. 2250? Da, ăla merge, știi cum, brici. Păi îl luăm pe la scrap helio dacă e să avem loc mai mulți. Bă, ăla merge greu. Da, dar suntem doar 3. Merge greu tare, da. Unul poate să o ia cu calul și doi... Calul. 750 scrap. Uite, că sunt două bărci aici. Păi da. Îmi iau și eu niște low grade să ajung acasă, cred că mi-ajung 17. Ia de da, aici, da, da, ia e de puțin aici. De mers. Iei tu barca aia? Da, o iau pe asta, că e spartă. Oh. Iau pe aia, că e reparată. Push. Vezi, poate mai găsești butoaie de alea roșii pe apă. Le iei ca să mai iei low grade. Ce zice, mă, al meu pe chat? Mai joci pe server? Când mai faci live-uri? În seara asta, cred, suntem în 14, nu știu, cred, live, hai că vorbesc segmentat. S-a vorbit din partea ta. Mergem să cumpărăm elicopter, pară, 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 tare, da. Deci fiți atenți, în drumul meu către, băi, nu pe bază? Băi, e patrolul pe aici. Unde e patrolul? Încă n-a apărut, cred că. Deci, în drumul meu spre elicoptere, iau-te, două baze aici. Dar dacă e patrolul, e nasol, a? Hai că mă duc, că nu mai am foarte mult. Ar merge să le raidăm pe astea de aici. Una... Ce zonă ești? Ah, ok. Deci, da, pix la mal sunt. Pistile astea și merge, nu sunt foarte mari, dar no. Nu văd patrolul ăla. Dacă dăm raid pe malul apei, n-ar striga tugboat-ul. Să știi. Că luăm rachete și astea și le lăsăm păi în barcă. Ai cum să-l iei până vin? Păi eu momentan sunt pe loc. Daniel, fugi tu repede, că e în harbor. Îți trebuiesc 3 uși de blindaj. Nu le aveți învățate, nu? Poți să le învăț. Ok. Bă, dar ăla nostru... Nu mai e. Ăla nostru... Aveau băieții pică pe el, ești nebun. M-am trezit mort. Ce 7 ar trebui să fie? Torpile cu... Ce 7? Da. De ce acolo? Pentru că se duce la mal. Da, exact. Dacă nu mai e nimeni în el, se duce la Mario. L-am găsit odată în C4. Bă, ce e oaza asta, mă? Și băieții, direct C4 i-au dat. Da, dar cred că a dat doar pe ușa aia de jos. Posibil să fie acolo. Ăsta și-a luat DK-ul raid, pare că și-a luat raid. Oricum ar merge dacă raidăm acolo, dar tugboat-ul ăla e sfânt. În caz de ne omoară. Păi 3 uși de blindaj, 3 codlocuri, 3 paturi, 2 cupere. 4. Ca a venit și ghost. Ok. 2 cufere,
și cam atât. Și să luăm de rezervă în el câte un sar de persoană, niște glanțe, da, în caz de... Și un set în plus de armură. Mhm, da. Poți să iei seturile astea de le-am luat de la băiatul ăla, de l-am tot omorât. Da. Perfect. Dacă mai da, uite, v-am zis că în zonele astea de păduri sunt baze, mai una pe stânga. Mamă, încă o bază. Sunt baze pe aici, dar las că le văd eu de sus cu elicopterul, că mai am puțin și ajung. Și patrolul pe un... Băi, chiar sunt multe baze în zonele astea, uite încă una pe dreapta. Dar nu-mi dau seama ce e acolo. E spartă, nu știu ce. Nu-mi dau seama ce vrea să fie acolo. Mamă! E plin de baze pe aici. Păi e zona de acolo, start. Direct. Mhm, păi de asta. Direct acolo mergem. Mi-ar mai trebui... Poți să intri cu tugboat-ul aici, dar prima oară le raidăm pe alea, deși una părea că e... ceva turn, dar nu știu, vedem imediat unde sunt. Adică mă duc spre Blended Camp. Iau elicopterul. Și după mă uit puțin eu deasupra la bazele astea. Că tu te uiți, eu pregătesc acum tot ce avem nevoie, știi? Ok, perfect. Hai că-mi sună telefonul. Gata, s-au întâmplat multe, cât a fost pauza asta pentru voi de o milisecundă. A venit curierul, ne-am avut bani, du-te la bancă. Vino înapoi, așteaptă curierul. Ba, am montat o luminiță aici, abia se observă, dar mie îmi place. Și multe alte lucruri pe care o să le mai punem noi, dar momentan ne jucăm, după ne apucăm. Să facem. Deci rămâne același plan, mergem la... Bine, acum recapitulez, eu puțin mergem. Bandit, cumpărăm, raidăm, frumos. Și se pare că ne-a mai intrat un teammate, din câte am înțeles, nu? Da, Ghost-o. O să mergem imediat cu el. Da. Momentan, oricum, noi pregătim barca, pregătim tugboat-ul. Ok, perfect. Deci aici sunt foarte multe baze, zona asta. Unele raidate, altele nu. Dar, mamă, dacă aș da eu puțin la ruleta aia să iau elicopter mare, dar cred că mă întorc pe jos acasă, mai bine nu. Da, să mai bine nu fac eu. Te-am întrebat, voiam să-ți dau 1200, dar ai zis că nu trebuie scrapeli. Mai bine nu fac manevre de astea, lasă-se. Ai zis că nu trebuie scrapeli, că nu... trebuie scrapi. Riba. Mori? Nu, mai am până la trecut. Ok. Hai să vedem. Deci, tugboat-ul, a spus pe el ce trebuie? Sau? Nu, de fapt. Ofere, kituri, paturi. A spus deja pe el, gen l-a luat? Da. Da, e deja la insulă. De fapt, da, am lipsit ceva. Trebuie să mai duc niște siringi, niște medicale trebuie să duc. Siringi, medkituri și rachete. Să avem la noi. Rachete, gloanțe explo, armă de rezervă pentru gloanțe explo. Ok. Am craftat AK-uri, Bolt, cățeaua aia de handmade. Gata, vin băieți. Sau să trec eu pe lângă asta să văd ce au deasupra? Dacă ți ajunge loc, rei, treci. Am 300. Dacă nu ți ajunge. Bun. Ai mai luat să n-ai băsa am site-uri, atâta tot. Pe unele sunt destul de mari bazele. Bun, hai că încep craftarea de rachete. Aici nu mai e bază. 15 rachete. Paia aș vrea să o văd. De era Pimal. Deci aici văd că s-a raidat intensiv zona asta. S-a raidat intensiv. Cineva își face acum o bază, e full lem, îl las în pace. Nu întreabă. Undeva pe partea asta așa eram. Pe lângă Harbor. Înainte de Harbor era. Hai că mă duc repede să văd. Chiar ar merge, sunt două baze. Acum nu știu dacă aparține aceeași persoane. A venit deșteptul. Cu oameni cu facultăți aici, mă scuză, spune. De unde atâta? Ia să vedem. Oare trecusem de Fishing Village? Nu, uite, le-am găsit. Una e un garaj și cealaltă e baza în sine. Care
are ușe metal. Are ce? Are două intrări. Bă, ce... După calculele mele, avem trei uși de spart și ești la TC. Sau va chiar două uși. Haide că vin. Niște lemn power. Vezi în cufăr. Vin, mijloc spate. Mijloc spate. Ah, ok. Mai e o bază de metal. La fel. 4-5 uși. Două locuri ajung? Da. Deci avem de două baze două care putem să le spargem în aceeași locație aproape. Distanță mică între ele. Una o cășa la DK. Haide mă, când mai ne avem un de rachete. Ce zici? 1 de 3. 1 de 3 afară. Îți mai fac un rocket launcher? Să ai? Păi poți să iei... Cred că am lăsat eu pe undeva la intrare, nu știu. Da, oricum îl iau și pe ăla. Îl iau, știi, dar... Ne ajunge, nu? Cred că spargem noi rocket launcher. Da, două ne ajung. Bun, Daniel, tu știi urbenciul de 3 pe barcă? Am să-și iau la... Dacă ei... e să poți să craftezi acolo, de asta, știi? De-asta am vrut să... Că de avut la mine am să craftez, mai am, știi, ce altfel. Da, uite, cum ne apropiem de zona noastră, nu e mai nicio bază. N-au vrut băieți să-și facă bază în deșert. Hello, boys! Ai ajuns? Hello, da. Ai dezactivat sensite-urile? Da. Bă, dar ai pus paturile astea? Lasă-mă, nu fă airlock. Ce te chinui să faci airlock pe un tugboat? Oricum la două rachete jos, sau cât durează. Oho, vezi că nu e. Dacă... Vreau, dar ușa. Dacă pui... Câteva ce paturi. Păi, high quality, ai da. 4 rachete. 3 C4-uri, cred. Na. Ți-a dat ușa jos și ce faci? Păi da, dar până îți dă ușa jos, cam ai șansa să-i omori, știi? Da, să pun loot-ul. Am adus kit-uri, am adus astea. Haide că vin și la barcă. Dăm raid pe noapte? Nu. De ce nu? Mai e dinăuntru, Marian. Ce? Ce mai e de luat? Mai e dinăuntru, păi de unde să știu ce e de luat? Cufărul de la intrare. Păi am la două HV-uri. Și... Ah, bun, că am luat eu restul. Haide, Danny, băi. Poți să ții și tu de aici patul puțin? Ah, mă rupe. Salutare, eu tu-i pe ai mei. Păi, ce n-ai mi faceți cu atâtea cufere, da. Marian? Da? Uite aici, patul ăsta poți să-l iei puțin? Păi da, ce e al meu? Da. Da, ți-am pus. Uite ciocan aici. Ce vrei să pui acolo? Nu o să poți să pui de lin. Nu mai probabil. De ce nu pui din partea asta, că ai mai mult loc? Nu știu, dar până a pus el, eu am făcut 3 kituri aici, în cufăr. Ăsta de la Warbench. De la Reaper Bench. 3 kituri full. În caz că moare careva... Am pus loc, cod loc. Ăsta e cu șustă, că ajungi greu la el. Da, cufărul de pe capăt. Uite ce pun în el. Știți că noi putem să mergem fără să consumăm combustibil? A, de, n-am acces. Dacă nu sunt la acces. Aștept să-mi pună orbe, pentru că nu mai... Acu' e patul nu mai craftez. Păi nu poți pune orbe, pentru că sunt paturile astea două. Sparge-l, măi, și tu. Mori. Sparge-l. Nu știu, dar am să chine să fac airlock-ul ăla odată. Și eu stau cu materialele să craftez rachete. Baza mobilă înapoi în funcțiune. Haide să mergem. De ce nu mă lasă să-i dau push? Aș vrea să termin de pus, de craftat rachetele până ajungem la raid. De ce nu mă lasă să dau push? Înainte mergea push-ul. Oricum, hai că eu o iau spre zona aia, nu? Da. Bun, capitan! A navă! Fuel? Avem fuel? Avem. Am eu 500 la mine, mergeți unul și luați, că eu am... Dar ce ajunge, mă, nebunule? Bă, nu știu dacă ajunge, Marian. Bă, ce-ai, mă? Bă, puțin. Crede-mă. Eu te cred, dar dă fuel-ul ăla încoace. E la mare power. Thanks. Atât am la mine. Ne ajunge, mă, ne ajunge, dacă ne consumă 100 până acolo. Nu e atât de departe pe cum... Să nu vă,
credeți. E mai departe. Mai departe este. Mai departe. Mai întrebe și mie, Logret, să fac explozibil. Dă-i înapoi, fugi, Daniel, te rog, și ia mie. Nu stai, Logret. Că avem 15.000, cred că, în bază. Sau las că mă duc eu. Ați luat rocket launcher și tot? Avem rocket launcher, mă duc să iau low grade. Cât rocket launcher? 1? 2? 1. Păi ies 1, că nu se sparge mai mult de 1. Păi da, dar să avem și unul de rezervă. Bun, mă duc și iau și unul de rezervă. Și nu pentru rachetele HV. Păi nu, că ăla va fi de rezervă. Dar nu-ți trebuie oricum să le dai switch așa repede, jip. Dar rachete HV... Am eu la mine 2, plus mai are și rocket launcher-ul ăla cu dragon în el, are una. Bine, poți să-ți craftezi, că-s ieftin, adică 100 da. Gunpowder și un metal pipe. Așa ieftin e? Da. Poate. Mergeți, bune, nu știu dacă o să ne vină cineva pe partea asta la raid. Stai să văd ce mai am de luat de pe... Baja mobilă! Yeah, 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 yeah. Deci o să mai fac un rocket launcher, da? Al meu pune aici, bam, bam, bam. Da, bine, sutra asta e în cufăr, nu trebuie să-mi faci. Da, sus, trebuie să mă duc să iau. Danny boy. Și am zis că low grid. Bun, ia deci, așa. Hai să recapitulăm. Medicale avem, dale avem, ăsta aici, zid am, bun, totul perfect. Totul este perfect. Paturi, avem paturi. Da, voi aveți ceva. Puse jos. Barcas. Gata. E în cufăr. Nu, că l-am ridicat pe ăla de jos. Gata, perfect, perfect, perfect. Acum... Îmi place când îmi place. Bă, fier... Ceva clout, ia și clout. Clout, da, bun, bun, clout. Bandaje, bandaje. Oameni, mi se pare că am naufragiat, n-am verificat harta că avem aici o dată de pământ. Și din păcate... Băieții trebuie să împingă acolo. Împinge! Dar nu merge să mă spui. Împinge! Zici că le-a luat de sclavă. Nu să ne conducă pe noi. Să-i cari și tu și împinge. Nu să ne conducă pe noi. Haide, așa, așa, dă-i. Nu să ne conducă pe noi. Nu să ne conducă. Bă, da, mergea de aici, mă, să-i dai push, mă. Dar de ce nu mai merge? Mie nu mi-apare butonul de push oricum. Ori mi s-a bugat mie. Niciunde. Ori nu știu. Gata, cred că suntem pe apă, s-a auzit-o? Nu, cred că le Daniel care... Nu e. Dă-i viteză. Eu zic că suntem bine. Hai, ai urcat? Da, da, dă-i. Oho! Da. O să ne conduc. Aproape am ajuns. Punct de la roșu. Aveți punct roșu? Artuchim, uite. Uite aici baza, băieți. Da, spargi în gardul? Deși dacă avem lemn, putem să încercăm glitch-ul ăla. Aveți lemn? Care? Cu small signurile, aveți lemn? Nu prea. 6.000. Ai ouul ăla alb? Dăm cu aici. De anul trecut, de Paște. Ce? Ouul ăla alb, de Paște. Da. Cufărul ăsta. Cufărul ăsta aici. Aici avem resurse, avem de toate. Și scrap aparent. Cred că asta e mediu. De la alb? Stai puțin. Mai am de asta de ceva pe aici. Stai puțin. Omor pentru de 2 trebuie să mai... Bro, merge. Martichi, martichi! Păi din asta vrei să faci scară până pe... Dar mai drept nu merge. Adică mai drept, păi trebuie să și urci. Păi da, dacă urcăm până la Dumnezeu, că n-avem parașute. Păi lasă. Uite pe ăla cu parașut, are ăla parașut. Care? Airdrop-ul. Da, airdrop. Airdrop-ul. Poți să-l fac mai drept? Păi fă-l mai drept un pic, că noi trebuie să sărim doar peste gard. Păi, dar de ce nu ai început aici de sus? Că e mai aproape spatele ăsta de cât ăla. Nu, speriați, totul e sub control. Eu mi-a rupt picioarele. Mai bine așa. Rope n-avem la noi, nu? E mai bine așa. Marian?
Da. Nu, de la da, e mult mai ok așa. Păi okay trebuie așa să pună unul de sus și eu de jos. Hai că mă pun să craftez de-astea ca lume. Dar la mai mari nu merge? Eu dacă te lasă să pui mediumuri. Păi stai să iau și eu niște lemn. Small size, da, nu? Da. Și sunt și ieftine. Small. Da, gata, am băgat la crafta 33. Da, și eu craftez. Dar curios cum o să ajung eu după să pun. Vedem, 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 oricum. Dacă reușim să sărim, dar după cum mai ieșim. Păi tot, deci tot mai bine spargem. Păi nu, că dacă aveți ladder putem să punem pe bază și sărim de pe bază înapoi pe ăsta. Avem, avem ladder, am două. Tiki mărtiki! Bă, n-avem un orbenj de 2, nu? Că puteam să învăț direct parașuta. Haide, 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 haide. Stai nu și stai nu și. Păi încercam să ies, dar mă băgai în orbenj. Aaaa, ai stat 5 ori acolo. Hai, tu pui sus, bă, eu pun jos. Bă, mi-ai făcut un nou de la? N-am făcut mă niciun nou, lasă-mă pace cu auto, că nu ne ducem în sus. Poți? Cât mai, cât mai pe margine, da? He, yeah, boy! Vezi că ăsta era mai sus. Bă, bă, ăsta era mai sus. Păi da, nu, nu trebuie să ne ridice foarte sus. Hadi, power-i! Așa. Stai mă, că e un punct special unde care trebuie să-i dai. Hai, artichi, martichi! Bă. Vezi ceva interesant acolo, Gust? Nu. E garaj. Stai că nu mai am semne, se craftă. Ăla la altul lângă, da, e garaj. Nu ești cu pirații? Hai mă, pui. Eu pun, mă, tu pui? Au, te ia cât îți ia. Și eu. Au, te ia cât stai. Semn, stai. Haide. Stai, ia cam eu. Dar nu mai am lemn. De, de lemn. E în bază. În bază. Doamne, m-a luat în picioare, om. Păi, stai mă locului, mă. Păi, stai mă locului, că n-avem loc. Ne-am buguit. Artichi, martichi. Dă te! Ia mai craftează și tu. Că și la mine se craftează. Se ia, pune și tu la craft. Am... Ei, hey, alu, alu, artichi. Ce bă? Pune și tu la craft. Artichi, small wooden sign. Bagă. Dă toți banii. Gata, da, poți să pui? Poți să mai pui de jos. Eu încerc. Stai să văd. Nu mă mai lasă să pun. Tu trebuie să pui. Nu mă lasă. Încă 10. Ia dă-te. Cannot build in this area. Păi te-ai dus cam spre fișe? Da, așa, da, nu-i problemă că... Fii atent. Eu mai în față. O dai direct spre baza lui. Stai să... Te las acum? Nu, tot nu, tot nu mă lasă. Tot îmi zice cannot build. Ia, stai. Ia, vină și... Hai să... Bă, build block n-avem. Dacă dăm oare pică pe semnul ăla, rămâne plutind semnul. Se sparg. Da, așa, mă, dau mai în față, poate cine știe, dacă nu... Oare scos ultimul? O să le scos cu ciocanul? Păi, stai să-mi fac un ciocan, n-am ciocan. Bă, cred că ai ieșit din raza la ăsta. Pare să nu de te mai lase. Da. Că nu mai suntem în raza de la parcă. Planul nostru a ieșuat literalmente. Sau, stai, n-avem ce să faci. Încerc să duc build-ul până mai în față. Anulează. Nu, 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 că nu-ți ia unde-i caracterul. Deci, practic... 4 rachete. Ia. Practic, hai să mai încercăm, acum. Sau punem scară și sărim. Le-am scos pe ultimele, ia, hai mai încercăm o dată. Mă, de jos... Mă lasă. Pune-l. Și ia. Nu, mi-l scoate pe amândouă dacă încerc să le scot. Dar tu încerci să-l scoți pe al tău? Ia not build in this area, gata. Nu mă mai lasă. Te lasă pe tine. Și acum ia stai. Nu, nu merge, nu merge, degeaba. Deci acum nu te lasă. A, ba da. Ba da, ba da, ba da, ba da, ba da. Dar nu poți să pui mai în față tu. Nu pot, că nu am destul spațiu, aia e chestia. Lasă, lasă, hartichi, martichi, nu merge planul. Am zis că o facem. Ia de până în spate. Nu merge. De cu spatele. Are cineva un ciocan la el?
Am eu. Dă coace. Nu, 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 alea, da, și alea. Dă-ți-o că nu încoace. Păi eu să vreau să iau astea să fac... Ia uite aici. Nu merge, asta am încercat până urmă, să pun scară. Mamă, ce talent era! Dacă ar merge scara... Stai puțin, hartichii, martichii. Eu fac baricade din asta. Păi acolo voiam să pun scară. Nu te lasă. Bă, să știi că astea sunt utile rău. Baricadele astea. Uite baricadă. Dă-mi ciocanul să le adun pe toate. Eu nu. Să le iau înapoi. Lasă-le acolo. Haide, bă, nu mi le arunca, ia și pune. Haide, bă, mergem la ăla. Sărim gardul, ce facem? Spargem gardul. Să-mi ziceți. Oho, mai e. Acolo unde e lin pe hartă e baza? Bă, da. Nu. Dă-i în spate, perfect în spate. Gata, tata, așa-i dau. Așa-i dau, frate. Dă-i. Stânga, dreapta? Dă-i în spate. Bun. Puțin stânga, începe stânga să dai. Cealaltă stânga? Stânga mai tare. Așa. Dă-i. Păi ne-am cam urcat, gata. Gata că ne-am urcat. Ați închis tot, da? Bun. Turete ceva? N-am văzut de sus. Nu avem de ales, nu? Poarta asta nu-i pusă invers. Nu, poarta asta nu-i pusă invers. Nu contează, tot aceeași. Păi pot să mor cu scara până pe ea. Ba da, e pusă invers. E, da. Wow! Dar nu pot să pun scara pe ea. Cannot deploy on door. Au! Înainte știu că puteai să pui pe poartă. Ia stai mă puțin. Cât eu ține-l ăsta că n-are external. Da, da, îi bate în raza. A, vrei să construiești lângă. Uite aici nu... Aici? Da. Aici. Artichii, martichii, can I afford to place? Rostișile mai încă am făcut de alea. Stai, fii atent. La tine au space. Mamă, trebuia să o pui mai sus. Trebuia să... una mai sus, una mai jos. De ce? Bun, dar de aici doar... oricum avem loc să sărim. Are cineva un topor? Că mai pui un... Nu. Să mă ajute Dumnezeu că am cutia asta roșie. Îmi dea un topor. Doamne ăștia. Mi-a dat târnăcop mă și a bătut joc de mine mă. Mi-a dat târnăcop mă. Ce cu asta de lemn aici? Nu știu, e șopron, magazin. Poker joacă aici. Aici gratuit. N-are un topor. Ia uite mă, băieții fac roleplay. Târnăcop. Bro, las că lași eu pe ăsta meu aici niște scrap. Niște sign-uri dacă au băieții nevoie. Hai mi-i fac roleplay mă pe server de X2. Dar unde-i hartichii, martichii al nostru? Nu știu. Metal ore. Bă... Stai că acum aduc caut. Ce nume i-am pus eu mă? Cum i-am zis mă? Wow. Cum ți-am zis mă? Ce faci nu mă? Pe nu știu frate. Ce faci stai mă? Că eu adun... Hartichii. Dai, nu mergi încoace. Niște piatră, nu aveți? Martichii, martichii. Na, dă-mă lemn încoace, mă, dă-mă. Eu, bă, ăsta ține lemnul la el și nu zice, mă, frate. A, da? Mă, uite cât am. Păi, dă-l încoace. A. Au, mă, dă-te. Dă-te așa. Nu merge să continui. E, nu merge. Nu merge. Înseamnă că are build-ul sus. Da. Martichii, martichii, dar până acolo nu-i de ajuns? Unde sunteți voi? Și mai dai un nivel în exterior? Păi stai că eu încerc să fac o manevră extralaterală furnizată. Dar așa, aici n-ai pus bine. Stai! Care trage? Dacă ți-am zis că n-ai pus bine, n-ai pus bine. Martichii.
Moarte. N-avem stabilizare. Unde? Aici. Sunt amărât. Trebuia să-l facem puțin mai în spate. N-am stabilitate. Dacă pe floarul ăsta. Niște piatră și încraftez un topor de piatră și mă duc și ți-adun lemn. Ia, topor. Ai avut tot timpul ăsta la tine? Era pe difan. Ah, ok, ok. Artichi, martichi. Trebuie să dăm toată asta mai în spate, ca să putem să-i facem stabilitate. Degeaba construiești. Că n-avem stabilitate. Ne trebuie stability. 300 lemn. Cam câte mii de lemn îți trebuie? Păi, eu zic că cu 1000 și jumate ne rezolvăm ce avem de făcut. Mai dă și mie niște lemn să fac o... 300 mai am tot lemn. Daniel a zis că uite atât am și el tot construiește. Artiki! Hello my friend! No. Why you stole? Stole? Aici nu puteți să pune jos. Stole de păsări. Da, ok, am făcut stabilitate la Artiki. Mai trebuie să-i fac o stabilitate. Da, ce aminte că am mai avut noi asta. Am mers la raid și n-aveam unul la noi lemn. Și ai plecat cu elicopterul la bază să iei un topor. Da, n-am făcut-o bine, că nu mai urc. Ba da. Deci vezi că ți-am făcut stabilitate pe asta, dar tu vrei aveți să te arunci să mori? Ce dracu vrei să faci, mă, băiatule? Bă, aveți o parașută? Mă, trebuie să-i facem stabilitate, nu înaltă să facem pe Spider-Man. Iată, ia că nu merge. Când a zis de... Dă-te jos, ai 3 secunde! Când a zis de aveți o parașută, era să zic eu, dar m-am obținut. Bun, o facem mai în spate și o facem cu stabilitate. Hai să căutăm alt punct de construcție, că ăla e destul de nasol. Schimbați-vă pe aici. Ai reușit să iei lemn? Da, imediat vin. Ultimul copac. Aici e destul de în spate. Acolo cred că era cel mai apropiat punct. Da, era cel mai apropiat. Când dăm raid, are timp băiatul să-și facă baza de high call. N-are nicio șansă. E online? Nu cred. Nu cred, dar dacă ar fi, zic eu că ar avea timp să-și facă baza de high quality. Aici. Ia, Mariane. Aici, dă, că fac repede, că I got the plans. Nu, ăsta e head. Aici. Pupiu. A, da? Vino cu. Hai, treci. Omne, serios? Dădeți-vă, vă rog frumos, dădeți-vă de unde construiesc. Ți-am înțeles ideea. Bă, a sărit cineva. De ce nu mă las aici iară să construiesc? Dai în build-ul lui. Dai în build-ul lui. Deja. Nu ne lasă. Om, nici măcar fronturile. Păi iară nu facem nimic. Cred că îi spargem bază. Tot. Alu, a sărit, mă. A sărit, mă, nebunul, mă. Ia uite-l, e pe gard. Artiki! Vă aștept înăuntru. Ia uite-l! Hei, stai, mă, așa, ia uite-l! Ia uite-l, bă, băiat! Ne ia puțin damage, dar măcar sărim. Aveți un ladder, aveți un ladder. Da. Ia, dă-mi un ladder puțin. Nu acolo. Dă-mi... Ia. Gata, mă, sunt în bază. Mamă, Artiki Martiki! Gata, și-am și viață full. Și de ieșit avem furnal în spate. Vezi că e bine rău de tot cum a pus aia acolo. Dar a luat cineva rachetele de boom? Bă... Nu sări, Daniel. Nu sări. Ba! Nu cred! Nu cred! Hai că trec, îmi iau iar damage. Mă duc eu cu scară pe... Pune pe bază. Furnal după pe bază și ai sărit de pe colțul bazei.
Aici. M-am împins dracu, m-am luat. Hopa! Bă, sunteți deștepți, dar eu aveam... Eu aveam explozibile la mine, gloanțe explo. La Marian era cu rachetele. I-am și mie, da, da. I-am și mie niște... Bindigi. Câte rachete, câte ce 4. Adu... Bă, aveți un pic de lemn? Adu 5 rachete, un C4, nu cred că are blindaje, deci eu zic că câte uși are, unde intrare. Aduc 2 C4 preventiv. Da, da, da. Și 8 rachete. Oameni buni, ne vedem data viitoare. Pa, pa.